La începutul acestui an, părinții micuțului botezat l-au rugat pe celebrul cântăreț Bogdan de la Ploiești și iubita sa Cristina Pucean să le fie alături și să accepte propunerea de a fi nașii copilului. Cei doi au acceptat, iar seara trecută la un restaurant din Târgu Jiu a avut loc petrecerea cu fast. Invitații au făcut ploaie de bani peste maniliștii care au cântat la petrecere. Leo de la Roșior și Costel Biju au cântat pentru invitați. Invitații s-au distrat împreună cu invitații de seamă până dimineața în zori.